Datorită implicării administrației locale și județene, Braniștea este una dintre cele mai moderne comune din Mehedinți. În ultimii ani s-au realizat investiții ample în toate domeniile, iar în aceste zile s-au finalizat lucrările de construcție ale celui de-al patrulea pod peste râul Drincea, ceea ce înseamnă încă o promisiune respectată de Marin Ion, unul dintre cei mai performanți primari din județul nostru. Comuna Braniștea își continuă drumul spre modernizare și în anul 2022. Construirea celui de-al patrulea pod peste râul Drincea este o investiție esențială pentru locuitorii acestei zone, fiind un pas important pentru o comunitate modernă. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost prezent la recepția acestor lucrări, o parte semnificativă din fonduri venind din bugetul județean. Astăzi s-a făcut recepția la terminarea lucrării la un obiectiv de investiții deosebit de important pentru locuitorii comunei Braniștea, și anume s-a recepționat un pod din beton armat, lucrare care era preconizată a fi făcută de mai mulți ani de zile. În sfârșit s-a găsit și sursa de finanțare în cursul anului trecut, în sensul că parte din bani au provenit de la bugetul local al comunei Braniștea, dar și o contribuție semnificativă din partea Consiliului Județean. Mă bucur că astăzi s-a terminat această lucrare, s-a făcut recepția și sunt convins că această investiție este deosebit de utilă pentru locuitorii acestei comune. Îl felicit pe domnul primar pentru această investiție și îi urez, bineînțeles, să realizeze cât mai multe obiective de investiții în interesul locuitorilor comunei Braniștea. Administrație de succes în comuna Braniștea. Marin Ion, unul dintre cei mai performanți primari din județul nostru, a bifat o nouă investiție importantă pentru comunitatea pe care o conduce. Astfel, fie că vorbim de infrastructura rutieră, culturală sau educațională, toate sunt puse la punct. Primăria a făcut de-a lungul timpului toate demersurile pentru a îmbunătăți viața cetățenilor. Și această investiție, respectiv pod din beton armat peste râul Drincea, face parte din strategia de dezvoltare a infrastructurii din comună, care în paralel cu asfaltarea ulițelor satului și al celor două drumuri comunale s-a continuat cu construcția celui de-al patrulea pod din beton armat. Dacă mă întrebați de sursele de finanțare ale acestei investiții, sunt din bugetul local, respectiv economii la fonduri de salarii și cheltuielile bunuri servicii, și banii alocați de Consiliul Județean Mehedinți, de președintele Consiliului Județean Mehedinți, care ne-a fost întotdeauna alături, căruia țin să-i mulțumesc și cu această ocazie. Senatorul PSD Mehedinți, Liviu Mazilu, a fost de asemenea prezent la recepția lucrărilor de construire a celui de-al patrulea pod peste râul Drincea, fiind un om implicat în comunitatea din care face parte. Acesta a apreciat calitatea lucrării și implicarea autorităților locale și județene. Lucrare extrem de importantă pentru comuna Braniștea și pentru traficul din zonă. Îl felicit pe domnul primar Marin că a reușit până la urmă să construiască și acest pod, așa cum avea în plan de multă vreme. O lucrare importantă, cum spuneam, și bine realizată. Văd un pod în toată puterea cuvântului, cu toate accesoriile necesare, cu trotuare, parapeți. Probabil că va mai trebui lucrat puțin pentru apărarea malului în zona asta, dar în sfârșit cei care tranzitează această zonă, localnicii care merg la terenurile agricole, au acum condiții să meargă în siguranță și confort. Îl felicit încă o dată pe domnul primar. Sigur că este o realizare cu care noi deja suntem obișnuiți din partea domnului primar de la Braniștea și îi urez succes în continuare pentru a duce la bun sfârșit
tot ceea ce și-a propus. Acest pod reprezintă o investiție importantă pentru comunitate, facilitând accesul cetățenilor spre propriile terenuri agricole. De când a fost ales primar, Marin Ion, sprijinit de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a transformat total comuna Braniștea, creând cele mai bune condiții de trai.